Din nou la știri, avertisment ferm adresat Rusiei și aliaților săi din partea șefului diplomației americane Anthony Blinken. Aflat într-o vizită în Marea Britanie, acesta a atras atenția că Rusia a primit rachete balistice din partea Iranului. Ca dovada sprijinului pentru Kiev, Anthony Blinken va face o vizită la Kiev alături de ministrul Britanic de Externe. Șeful diplomației americane, Anthony Blinken, a criticat dur ajutorul pe care China și Iranul îl oferă Rusiei pentru a-și continua invazia din Ucraina. One of the reasons that Putin is able to continue this aggression is because of the provision of support from the People's Republic of China, the biggest supplier of machine tools, the biggest supplier of microelectronics, all of which are helping Russia sustain its defense industrial base. Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK. Oficialul american susține că ajutorul dat de Teheran nu pune în pericol doar Ucraina, ci întreaga securitate europeană. Deși în declarații Iranul cere ridicarea restricțiilor din partea Occidentului, Blinken spune că acțiunile Teheranului ating fix opusul și vor duce la măsuri suplimentare. Acestea vor viza compania aeriană Iran Air. Blinken a făcut apel și la țările partenere să aplice sancțiuni Iranului pe fondul ajutorului tot mai mare acordat Kremlinului. Tehran has long supplied deadly drones. It's built a drone factory in Russia. It's trained Russian personnel on how to operate them. For some time, the United States has warned of an additional threat, the provision by Iran of ballistic missiles to Russia for use in Ukraine. We've warned Tehran publicly, we've warned Tehran privately, that taking this step would constitute a dramatic escalation. Dozens of Russian military personnel have been trained in Iran to use the Fata 360 close-range ballistic missile system. 360 close-range ballistic missile system, which has a maximum range of 75 miles. Russia has now received shipments of these ballistic missiles and will likely use them within weeks in Ukraine. Declarațiile lui Anthony Blinken au fost făcute cu ocazia vizitei sale din Marea Britanie alături de ministrul britanic de externe David Lammy. Cei doi au anunțat cu această ocazie și că vor merge la Kiev, dovada sprijinului ferm în războiul împotriva Rusiei. We'll be traveling together to Kiev this week and I think it's a critical moment for Ukraine. In the midst of what is an intense fall fighting season with Russia continuing to escalate its aggression against civilians, against critical infrastructure, and of course against Ukrainian forces.